Doamne, iată omul, l-am adus la Tine, Doamne, ca să fie judecat pentru faptele lui. Cum ai spus? Judecat? Dar ce rău am făcut ca să fiu judecat? Care sunt faptele mele care nu sunt bune și plăcute lui Dumnezeu? Pentru ce sunt acum tras la judecată? Iancule, în cuvântul lui Dumnezeu este scris, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dar tu, Iancule, n-ai vrut să-L accepți pe Domnul Iisus Hristos ca Domn, ca Mântuitor și Stăpân în viața ta. Acum va trebui să dai socoteală pentru tot ce ai făcut, dar și pentru faptul că nu L-ai acceptat pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața ta personal. Păi nu L-am acceptat pe Domnul Iisus Hristos în viața mea? În primul rând, nu am crezut că Cel este Fiul lui Dumnezeu și am vrut ca să trăiesc așa cum mi-a plăcut mie, o viață de plăcere, o viață de destrăbălare. Înger al lui Dumnezeu, vrei să spui că acum o să dau socoteală înaintea lui Dumnezeu, înaintea celui care se cheamă Fiul Său, Iisus Hristos? Vai, ce frică mi-este! Îmi tremură picioarele de frică și sunt cuprins de o mare groază și nu știu ce să-i răspund celui care mă va judeca, despre care zici că știe totul despre mine și e scris în cartea sa. Oare va mai fi vreo șansă ca eu să scap și să n-ajung în iad? Iancule, după cum îți este fapta, așa îți va fi și răsplata. Domnul Iisus Hristos, Marele Judecător, va hotărî unde tu îți vei petrece veșnicia. De aceea va trebui să dai socoteală înaintea Lui. Domnul Iisus hotărăște pentru tine locul pe care de fapt tu ți l-ai pregătit de pe pământ. Înger, deschide cartea vieții și vezi dacă numele acestui om este scris în această carte a vieții. Doamne, am deschis cartea și m-am uitat în ea. Numele lui nu este scris în această carte a vieții. Iancule, a venit ceasul și momentul să stai înaintea mea și să răspunzi pentru faptele tale pe care le-ai săvârșit în trupul pe care l-aveai când trăiai pe pământ. Iancule, tu ai trăit o viață destrăbălată și păcat, tu ai trăit o viață fără de Dumnezeu și ai căutat să trăiești după aplecarea inimii tale. Eu, cu 2000 și ceva de ani în urmă, am murit pe cruce pe dealul din Golgota pentru păcatele tale. De ce nu m-ai acceptat în viața ta ca Domn și Mântuitor al tău personal, când eu am plătit prețul cel mare pentru vina ta? Dar tu nu ai vrut să asculți chemarea mea și ai trăit mai departe în plăceri și păcat. Ți-a plăcut să minți, ți-a plăcut să furi, să înjuri, să înșeli, ți-a plăcut să curvești și să trăiești în prea curvie, ți-a plăcut o viață de nimic. Iancule, aceste lucruri, aceste fapte sunt de condamnat. Sentința mea pentru tine este ca tu să mergi în iad. Tot ce ai făcut te desparte de la fața mea și niciodată tu
Doamne, să merg în iad, este așa de îngrozitor și fierbinte acolo. Doamne, stai un pic, doar un moment. Pe pământ am fost și eu un creștin și mergeam la Paști și la Crăciun la biserică. Doamne, am fost și eu cândva în casa ta. La Paști, la Crăciun și la biserică mă duceam. Sau atunci când cineva murea, mă duceam ca să-l conduc pe ultimul drum către mormânt. Doamne, de ce să merg în iad? Vai, cât de îngrozitor va fi! Vai, cine va putea să suporte focul acela îngrozitor? Doamne, nu mai este nicio șansă pentru mine. Știu că am fost un bețivan, știu că am fost și un curvar, știu că am fost un om destrăbălat, știu că am trăit în plăceri și păcat, știu că mi-a plăcut viața ușoară și am fost chiar și la vrăjitori, știu că am trăit într-o religie falsă. Doamne, nu mai este nicio șansă pentru mine? Trebuie chiar să mă duc în iad? Iancule, ție ți s-au dat multe ocazii să te pocăiești de păcatele tale. Ție ți s-au dat multe ocazii ca să te întorci la Dumnezeu, dar tu n-ai vrut să accepți lucrul acesta în viața ta. De atâtea ori am trimis pe slujitorii mei la tine să-ți spună să te pocăiești, să-ți spună să te întorci de pe drumul cel rău și să-L cauți pe Dumnezeu, dar tu n-ai vrut, ți-ai împietrit inima și m-ai bajocorit, n-ai vrut să asculți glasul meu prin robii mei, căci în cuvântul lui Dumnezeu este scris, Iancule, cuvântul lui Dumnezeu spune, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că ți-a rânduit o zi în care va judeca lumea cu dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta. Deci Dumnezeu vorbea prin cuvântul Său și zicea, Iancule, dar tu n-ai ascultat. Dacă te pocăiai de păcatele tale, astăzi tu ai fi putut să fii cu mine în rai, în împărăția mea, în locul frumos și minunat pe care l-am pregătit pentru toți acei care mă acceptă pe mine în viața lor. Apoi, în cuvântul meu spune, dar cu pietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adună o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării drepte judecăța lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după fapta lui. Iancule, a venit ceasul și momentul să plătești pentru faptele tale. Nu uita, locul tău este în iazul cu foc, pentru că nu m-ai acceptat în viața ta. Acum pleacă dinaintea mea, luați-l îngeri! În iad? O, nu! O, eu nu vreau să merg în acel loc îngrozitor! Iisuse, Iisuse, nu mă trimite în iad! Ajutor! Mă poate cineva salva! Iisuse, nu m-arunca în iad! Vai, cât de ticălos am fost! Vai, ce rău am fost și neascultător! Vai, vai, vai! Iisuse, Iisuse, nu mă trimite în iad! Ajutor, ajutor! Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit pentru diavolul și îngerii lui!